Liderul pieței carburanților în România a scumpit marți 3 octombrie motorina standard cu 5 bani pe litru. Precedenta majorare de preț a motorinei cu 5 bani pe litru a avut loc pe 29 septembrie. Iar benzina standard s-a mai ieftinit cu un ban pe litru după ce luni 2 octombrie prețul benzinei standard a mai scăzut cu 5 bani pe litru. La stațiile din municipiul Suceava, potrivit pe online, un litru de benzină standard costau marți seara între 7,23 de lei și 7,30 de lei, iar cel de motorină standard între 7,76 de lei și 7,88 de lei pe litru. Potrivit pe online, este cel mai ridicat preț al motorinei din acest an. Pe 24 ianuarie 2023, motorina s-a scumpit cu 9 bani pe litru și a ajuns la 7,71 de lei pe litru. Apoi prețul a scăzut pe parcursul anului. Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 1,1%, ceea ce înseamnă că un plin 50 de litri costă acum cu 4 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile, relatează economedia.ro. În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 4,7%, ceea ce înseamnă că un plin 50 de litri costă astăzi cu 17,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.